Astăzi, 17 august, ar fi trebuit să asistăm la turnarea stratului de egalizare pe șoseaua care ține loc de centură spre Bicaz. În jurul orei 11, la fața locului, o echipă de oficiali în frunte cu primarul Carabelea, proaspăt sosit din concediu, dădeau piept cu un nou adversar capabil să prelungească durata lucrărilor și anume bordurile care nu mai fac față noilor cerințe. Cum se văd lucrările din partea primăriei și a societății prestatoare în două declarații luate la fața locului? Îi asigur pe pietreni că aici nu va bâltea apa, va fi o lucrare făcută în așa fel încât înclinarea să ducă apa pe geigerele de apă, să fie canalizarea pluvială funcțională. De aceea s-au realizat anumite întârzieri în partea de realizarea lucrărilor pe strada Bistriței. În luna septembrie vom da la gata această lucrare. Și îi asigur pe pietreni că aici vom circula în condiții de siguranță ani mulți pe această stradă, pentru că va fi o lucrare realizată cu GeoGrid, cu la cele mai înalte standarde de calitate. Este promisiunea mea. Când estimăm că, în funcție de cum lucrează utilajul și la cât randament are, noi frezăm în fiecare noapte, ziua nu putem freza că se încinge. Azi noapte, de exemplu, am reușit să frezăm trei autocamioane din cele mari. Lucrăm și la noapte și mâine noapte. Vom lucra la foc continuu noapte, chiar dacă o să fie și sâmbătă-și duminică, nu avem încotro, trebuie să grăbim lucrurile. Eu sper până săptămâna viitoare să reușim să terminăm cu frezatul de aici. Astăzi, după cum vedeți și dumneavoastră, să începem cu egalizarea pe această bandă. O să trebuiască să schimbăm bordurile în urma discuției de astăzi cu domnul primar și cu domnul proiectant. Încercăm să le schimbăm într-un timp extraordinar de scurt. A făcut automat, deja am fost sunat înapoi domnul primar. Urmează, cred că în jumătate de oră, să primesc un termen estimativ. Ajungem la birou și ne apucăm de treabă cât de repede. Nu pleacă nimeni de aici până când nu frezăm și nu ieșim cât de repede. Eu sper, în maxim o săptămână, să fim pregătiți și vom începe turnarea. Chiar dacă se lucrează la borduri, la schimbatul bordurilor, nu stăm după această operație, noi să începem să turnăm de pe axul drumului pe cele două benzi centrale, ca să putem da domnul la circulație în cât mai scurt timp. În ce măsură se vor ține de cuvânt, vom vedea în zilele următoare.